Vă așteptați să rămână Ludovic Orban președintele liberalilor și în continuare și după un congres? Ce stabilitate politică mai are Ludovic Orban în PNL? Acum e foarte greu să vă spun acest lucru, pentru că vedeți, noi facem sondaje prin care putem să cunoaștem cât de cât cum gândește publicul. Putem să ne uităm la combinațiile politice din Parlament ca urmare a votului și să întrezărim așa cine ce funcție va obține în conducerea Parlamentului. Ce se întâmplă în interiorul unui partid, care totuși este un partid în care există extrem de multe personalități și inevitabil există și tabere diferite, nu prea putem deocamdată să estimăm foarte bine. Dar el pare că se bucură în continuare de susținerea președintelui, care are un cuvânt greu de spus într-o asemenea chestiune. Atâta timp cât nu s-a pus problema deocamdată a renunțării de către Ludovic Orban la funcția președinte al partidului, cred că totuși ar fi un semnal prost dacă ar fi debarcat de proprii colegi. Un semnal prost inclusiv pentru constituirea acestei coaliții de guvernare. Un semnal de slăbiciune în fața celorlalte partide? Ar fi un semnal de dezordine, în primul rând. Și atunci treaba asta ar complica puțin situația acestui aranjament politic, știut fiind că, în general, coalițiile sunt extrem de complicate la noi în țară. Gândiți-vă că această coaliție despre care discutăm acum, da, aduce PNL-ului un partener major, USR Plus, care nu e sub nicio formă un partener comod.